Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Invitatul ediției din această seară este președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Bună seara, bine ați revenit la TVR Moldova. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule președinte, la începutul acestei săptămâni ați găzduit reuniunea președinților parlamentelor din câteva state, mai exact aici vorbim despre Lituania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Norvegia și Suedia. E un format regional în competențele căruia, dacă nu greșesc eu, intră probleme și subiecte regionale, dar și de actualitate internațională. V-aș întreba dacă scopul inițiativei care vă aparține, din câte înțeleg, a fost atins. Putem vorbi despre anumite roade ale discuțiilor care au avut loc la Chișinău? A fost o inițiativă comună. Președinția acestei platforme nordico-baltică, da, pentru că sunt țările nordice și baltice, opt țări. Această platformă neformală a dorit să se întrunească la Chișinău și noi am răspuns acestei inițiative. Pentru noi este o onoare, este a doua oară în istorie. 8 ani în urmă a fost prima reuniune. Și a atins pentru că noi am reușit să-i convingem pe omologii mei, eu am reușit și colegii să-i convingem de necesitatea de a susține Republica Moldova în parcursul european, în special acum în ajunul datei de 24. Am primit asigurări, am primit încurajări, am oferit răspunsuri, am explicat situația politică, contextul regional, reformele pe care noi le implementăm și că Republica Moldova merită să primească un răspuns pe potrivă. Aveau anumite semne de întrebare, neclarități? Bine, erau întrebări legate de situația din Ucraina și impactul pe care îl are războiul din Ucraina, invazia Federației Rusiei din Ucraina asupra Republicii Moldova. Ne-au întrebat despre felul cum gestionăm afluxul de refugiați, criza refugiaților. Cum implementăm reformele, care sunt prioritățile și asta au avut loc, apropo, s-au întreținut și cu opoziția, au avut și timp special dedicat acestui exercițiu cu societatea civilă, deci au avut așa un program consistent și eu am simțit sprijinul pe care l-au manifestat. O parte sunt țări care sunt membre ale Uniunii Europene, o parte nu sunt, dar ne-au asigurat de întreg suportul la nivel de relații între parlamente, bilateral, posibilitatea de aprofundare a relațiilor comerciale. De fiecare dată operăm și folosim ocazia să vorbim despre, îi rugăm țările să-și deschidă piețele pentru produsele din Republica Moldova, argumentând în special acum când piețele estice sunt fie blocate, fie inaccesibile pentru producătorii din Republica Moldova. Sincer, a fost un eveniment și cu o încărcătură emoțională și cu o încărcătură politică și cu susținere exprimată din partea omologilor mei. În contextul cauzei europene a Republicii Moldova, această lună, luna iunie, va fi una foarte importantă, este absolut una foarte importantă, poate chiar determinantă pentru parcursul cauza europeană a Republicii Moldova. M-ați pomenit și dumneavoastră. În perioada 23-24 iunie, la Bruxelles, se va reuni Consiliul European, o reuniune în cadrul căreia noi, cei din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, așteaptă undă verde atunci când vorbim despre mult așteptatul statut de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Personal, sunteți un optimist moderat? Eu am spus-o și colegilor, omologilor mei și tuturor celor care m-am întreținut în tot acest proces, că erau prim-miniștri, președinți de parlamente, miniștri de externe, spunându-le următorul lucru, câteva lucruri care le repetăm de fiecare dată. Noi am demonstrat că suntem europeni nu doar prin declarații, dar prin fapte. Și noi am implementat reforme. Noi, în pofida condițiilor în care, crizilor și așa mai departe, rămânem consecvenți pe agenda noastră de reforme.
Nu o facem pentru Uniunea Europeană, o facem pentru noi, pentru că noi vrem acasă să construim Europa, acasă să construim instituții funcționale. Noi nu cerem, cum să zic eu, etape, să ardem niște etape. Noi nu vrem să ardem niște etape scurtături, cum, da, să luăm pe de-a dreptul, nu. Noi înțelegem că trebuie să parcurgem toate acele etape, exigențe, așa cum o fac țările din Balcani, alte țări candidat care sau sunt aspirante la, la poziția de candidat. Eu și trei, după războiul, după invazia din 24 februarie, datele problemei s-au schimbat. Dinamica cu care vor evolua, evoluează lucrurile în Europa, este cu totul alta. Deci noi la asistăm la niște procese și suntem involuntar martorii unor procese istorice care probabil în ulterior o să le analizăm și o să le putem da o, mai, o apreciere așa mai la, mai la rece. Eu rămân optimist și în sensul în care, repet, da, noi avem de făcut multe lucruri, avem de implementat multe lucruri, de schimbat lucrurile acasă. Nimeni nu se le facă pentru noi. Statutul de țară candidat ar putea fi și un imbolt pentru a grăbi aceste absolut, procese? Absolut, pentru a responsabiliza? Ar fi un imbolt pentru cetățeni, un imbolt pentru sectorul de afaceri, pentru tot ce numim noi birocrație în sensul bun al cuvântului, pentru politicieni. Deci asta o fi, ar fi, va fi un răspuns, o motivație, da, moldovenii au din criză în criză, ies din una, intră în alta, uite, domnule, rezistă, au făcut față și fac față crizei refugiaților și au deschis casele, instituțiile noastre, și eu am spus-o și ieri în Parlament, în crizele, în timpul acestor crize și în pandemie, da? Poți să vezi cât de rezistente sunt instituțiile. Nu perfecte, că perfecte n-au cum să fie. Iată, în timpul pandemiei noi am văzut că sistemul de sănătate, cu toate deficiențele, a rezistat. Da? A rezistat, s-a mobilizat. Acum, în criza refugiaților, Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră au dat dovadă de reziliență, au rezistat, au trecut acest test, pentru că noi n-am mai avut așa experiență și a fost un șoc și pentru noi. Deci, repet, eu sunt un optimist și totodată chem la responsabilitate. Nimic nu se dă pro bono în sensul arderii niște, a unor etape, dar noi trebuie să muncim, trebuie să dovedim, trebuie să creăm o societate care să vibreze cu tot ce înseamnă Uniunea Europeană, libertăți, pluralism, drepturile omului, mediul de afaceri, o justiție corectă, suprimația legii, servicii accesibile de calitate pentru cetățenii noștri. Deci toate lucrurile astea noi trebuie să le construim. Va fi o mare tragedie pentru noi ca stat dacă nu vom obține acest statut de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, pentru că nu știm dacă și când va mai exista o asemenea oportunitate. Nu, eu cred că nu e vorba de o tragedie, pentru că parcursul nostru european cumva e setat. Bine, tragedie cu ghilimele de rigoare. Da, e setat. Și diferența, cred eu, ulterioară, sau diferențele ulterioare, vor fi în viteză, în abordări, în, da, că implementăm reforma aceasta în această manieră sau în altă manieră sau împreună cu, la pachet cu alte reforme. Asta trebuie să facă diferența parcursul nostru european. Republica Moldova, care este la hotarul Uniunii Europene, care hotarul României, da, care este partea Uniunii Europene. Noi valoric suntem acolo. Noi avem un milion de cetățeni care deja, prin faptul că au obținut cetățenia altui stat, României, se văd parte, da? Hai să zicem că o bună parte din ei au tratat lucrul ăsta ca posibilitatea de a circula, da? Dar ei au văzut ce reprezintă Uniunea Europeană. Libertatea de circulație, posibilitatea de a avea acces la studii de calitate în rețeaua de universități din Uniunea Europeană, piața muncii, să facă comerț, să facă schimb de experiență. Deci noi valoric deja suntem în integrație acolo. Deci noi acum trebuie să pregătim instituțiile noastre,
să continuăm să facem reforme și noi știm ce trebuie să facem. Trebuie doar să parcurgem ceea ce ne-am propus să facem. În momentul în care toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi în situația în care se decide oferă sau nu acest statut de țară candidat, credeți dumneavoastră că fie premierii sau șefii de stat ale celor 27 de țări europene vor trebui să se pătrundă de responsabilitatea momentului istoric pe care îl trăiește întreg continentul european și să ofere acest statut de țară candidat celor trei state, Republica Moldova, Ucraina și Georgia? Europa deja înțelege că lucrurile nu mai sunt cum au fost până pe data de 24 februarie. Ucraina dă o luptă, acum o bătălie pentru toată Europa. Și asta o recunosc și politicienii cancelarii celor 27 de state. E excelent că Europa a rezistat la această, cu mici, admitem, mici, vedem cum se discută, se negociază pachetele de sancțiuni și așa mai departe. Dar, per total, Europa a rezistat. Nu s-a lăsat nici intimidată, nici măgulită, nici așa prin, nu știu, gaz mai ieftin sau niște piețe mai, condiții pe piețe, pe piața rusă și așa mai departe pentru produsele din Uniunea Europeană. Eu sunt sigur că lumea și cancelarii europeni, în special cancelarii europene, înțeleg cât e de important acest moment. Și da, mesajele care le primim și noi, pentru că și doamna președintă și doamna prim-ministră și domnul ministru de externe au avut mai multe întrevederi cu președinți, prim-ministri, omologi. Și da, au primit mesaje foarte clare și de susținere și de accentuarea faptului că trebuie să respectăm toate procedurile, nu sunt etape, și noi am spus da, nu sunt etape pe care noi le vom sări în acest parcurs. Noi, într-un final, dorim să avem instituții funcționale și o societate cu adevărat europeană. Da, până la acest summit al Consiliului European, noi pe interior, ca stat, dumneavoastră ca guvernare, aveți de administrat mai multe crize, crize refugiaților, dar o altă criză la fel de puternică, cu un impact pe care îl simte fiecare cetățean, practic, este cea care vizează inflația, prețurile. Dumneavoastră personal, familia dumneavoastră personală, a simțit impactul inflației, creșterii evident prețurilor, puterea de cumpărare a scăzut? Cum da, faceți față? Noi cum vă descurcați? Toți am și am spus-o și anterior și chiar ieri m-a întrebat cineva din ziariști. Noi am simțit-o și eu resimt cu familia mea încă din octombrie, din noiembrie, atunci când am primit acel șoc, țineți minte cu toții, cu criza gazelor și așa mai departe. Și da, ne adaptăm în sensul în care facem economii, sunt priorități. În cazul meu vă spun cum este. Prioritățile sunt copiii care trebuie să le asigurăm tot ce e necesar pentru educație, pentru să-i îmbrăcăm, să-i hrănim, să-i tratăm dacă este nevoie. Facem cât mai economii. Da, nu ne permitem luxul să călătorim sau suntem aici pe loc și ne limităm la strictul necesar. Astăzi, guvernatorul Băncii Naționale a anunțat că BNM-ul a majorat rata de bază până la 18,5%, dacă nu greșesc. A mai anunțat că inflația ar putea depăși chiar cifra de 27%. Am văzut tariful la gaz a fost majorat la peste 18 lei. Șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, nu exclude că tariful va fi majorat, repetat, pentru că e un lucru necesar în condițiile în care Moldova Gaz, la actualul tarif, nu va reuși să compenseze, să adune lichiditățile necesare pentru a achita gazul pe care îl procurăm din Federația. Moldova Gaz, de obicei, numai cu constatări de astea vine. Eu aș vrea să văd de la Moldova Gaz și niște soluții, în afară de a veni fiecare lună și a spune, domnule, că mai trebuie să majorăm. Că deocamdată numai guvernul intervine și se salvează situația. Moldova Gaz este parte a Gazpromului și ar trebui să depună un pic de efort, la urma urmei, cu compania mamă, că altfel trebuie să-i luăm cuvântul Moldova din denumirea Moldova Gaz. Aveți dreptate, problema prețurilor rămâne una actuală.
Și aici sunt două lucruri care trebuie menționate. Pe de o parte, e justificat că toată această invazie a provocat scumpirile astea exorbitante. De 400% au crescut prețurile la produsele energetice și așa mai departe. Și noi pe toate le importăm. N-avem de unde, noi nu producem așa ceva. Pe de altă parte, autoritățile au și rolul lor, pentru că să nu permită, și noi trebuie să facem lucrul ăsta și politicienii trebuie să intervină dacă trebuie, să nu permitem ca unii jucători de pe piața internă, și aici mă refer în special la produsele alimentare, să nu abuzeze. Au fost abuzuri. Da, au fost și credeți-mă, noi am intervenit. Eu personal a trebuit să intervin public, chiar dacă nu era funcția mea. Dar atunci când știi, și noi toți știm că am avut o roadă bună anul trecut, că vorbim de ulei aici, și când mie mi se spune, vedeți, domnule, prețurile pe piața internațională sunt mari, o fi ele acolo mari. Care e legătura? Dar băi, legătura care o văd ei, că ei tind să vândă la prețuri mari pe piețele internaționale. Și aici trebuie să intervine statul și a intervenit cu acel și la capitolul TVA și la capitolul excepții care o avea un tip de produs care era exportat liber, ca să zic așa, pe piețele internaționale. Unii, cineva câștiga bani mulți, dar vorba aia, tu poți să câștigi bani mulți, dar nu în detrimentul consumatorului și cetățeanului Republicii Moldova. Au dat-o înapoi. Au zis-o că au dat-o înapoi perioada situației excepționale. Eu cu colegii am demarat, deja avem a doua rundă, azi a fost de discuții cu, pe de o parte cu producătorii, pe de altă parte cu reprezentanții lanțurilor comerciale. Deci noi ne întâlnim cu ei și azi ne-am întâlnit cu reprezentanții lanțurilor comerciale. Cumva se pasează responsabilitatea, unii spun că aia-s de vină, alții spun că ceilalți sunt de vină. Am avut o discuție foarte francă, le-am spus așa, direct, când la toți le-i greu, nu prea este acceptabil cuiva să-i fie bine. Da, când o să fie bine la toți, cuiva o să fie mai bine, cuiva mai puțin bine. Dar acum e nevoie de solidaritate. Și în perioada asta complicată, alături de o țară care e în război, noi trebuie să manifestăm mai mult solidaritate și instituțiile trebuie să fie proactive. Și eu, da, am propus cu colegii să avem această platformă de discuții cu producători. Au fost cu producătorii de lactate, au fost producătorii de lapte, importatorii și de lactate și de carne. Da, azi au fost cei de rețelele de comerț. Săptămâna viitoare să invităm următorii și o să stăm de vorbă pe fiecare poziție. Sunt lucruri interesante care le spun, care țin de, hai să zicem, birocrații, de rețelele logistice. Că, înțelegem, portul de la Odessa e blocat, tot Puseu sau toată presiunea e pe hotarul românesc, Constanța și așa mai departe. Unde e apanajul nostru, o să intervenim, iată așa, cum începând cu ziua de ieri, pare-mi, sau la altă ieri, coridor verde pentru căpșune, mure și alte produse care acum sunt perisabile și s-a decis să fac un coridor verde ca să le putem exporta acum cât sunt, să nu stea în rândurile astea interminabile. Dar acolo unde apar prețuri duble dintr-o parte în alta, da, aici trebuie să punem întrebări. O să trebuiască să intervenim legislativ sau guvernul să intervină cu decizii. O să intervenim. Și asta o să o facem așa cum am făcut-o în cazul ulei și am văzut că a funcționat. Altă modalitate nu e. Când o să revenim la pace, și noi toți ne dorim să fie pace, poate atunci regulile pieții și da, se vor mai limpeze lucrurile. Da, acum eu asta vreau să mă asigur. Și noi toți ne asigurăm că sunt impedimente, să accept. Că ele pot, o parte din ele soluționate, muncim. Dar dacă sunt din cei care vor pe seama acestei tragedii să facă bani, ia că asta nu se acceptă și o să fie sancționați. Public, cel puțin
eu public de fiecare dată o să ies și o să spun și dau și nume și așa cum am făcut-o și în cazul anterior. Dar cât mai rezistă Republica Moldova în fața acestei crize? Pentru că, spre deosebire de alte state europene, de exemplu, cel puțin din regiune, Republica Moldova nu are o bază solidă economică care i-ar permite cumva să amortizeze toate aceste șocuri. Suntem cel mai sărac stat din Europa. Vedem, prețurile continuă să crească. Domnul Deanu, e așa, suntem unica țară non-UE la hotar cu Ucraina, care am primit valul ăsta aproape jumătate de milion de refugiați și căile de logistică sunt întrerupte și foarte multe pe unele produse, îmi spuneau azi rețeliștii, da, marketuri, supermarketuri, rețele de marketuri, spuneau că pe unele poziții 50-60% noi importam din Ucraina. Acum Ucraina are nevoie de produsele astea. Și trebuie să le substituim, da, și noi le substitui de pe alte piețe, nu vestita hrișcă, da, noi consumăm, în Europa nu se consumă. Azi mi-a spus că ea se cultivă prin Altai, nu știu pe unde, dar nici eu n-am știut. Vă dați seama, acum ca să aduci de acolo, teoretic, să aduci de acolo, prețurile sunt mari, logistică e complicat și așa mai departe, dar pot fi și alte produse care pot substitui lucrul ăsta. Acum, că suntem vulnerabili. Suntem vulnerabili, în același timp avem prieteni, este Uniunea Europeană care înțelege lucrurile astea, sunt țările membre ale Uniunii Europene la nivel bilateral. Eu am folosit oportunitatea discuției cu cei 8 președinți ai parlamentelor țărilor nordice și baltice, am exprimat încă o dată care sunt problemele noastre, necesitatea de a primi suport bugetar direct. Deci, disponibilitate este. Nu o să fie, noi nu vedem pericolul în lipsa anumitor produse. Nu o să fie lucrul ăsta, nu o să se întâmple. Noi, ceea ce trebuie să facem, să intervenim pentru a asigura securitatea alimentară, da? Pentru a balansa cumva. Eu înțeleg și fermierii vor să exporte, da? Și noi am avut anul trecut situația când am introdus limitări la exportul floarei soarelui, da? Pentru că calculele arătau că, uite, e pe aici, cam iese nu toată floarea soarelui, dar trebuie să lăsăm o rezervă până la următoarea roadă. Ca după care agricultorii se vină și să spună, dar noi mai avem, mai s-a dovedit că mai sunt. Da, deci eu înțeleg dorința de a exporta, pentru că prețurile competitive le permit să procure fertilizanți, motorină și așa mai departe, dar trebuie să ne gândim și la acele rezerve, pentru că anul ăsta, bun, nu o să fie ansăcetos, dar nu o să fie atât de performant cum a fost anul trecut, că anul trecut a fost un an așa, în premieră, cu umiditate, cu precipitații multe și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne facem rezerve și noi o să ne facem rezerve. A fost subiect de discuții la Consiliul Suprem de Securitate. O să fie aprobat un plan de acțiuni, la ce poziții, ce acțiuni întreprindem, decizii, astfel ca să securizăm securitatea, securizăm, să avem siguranța alimentară a țării. Asta o să o facem. Da, pe de altă parte, scuzați că intervin, da, pe de altă parte, guvernul trebuie să vină cu suport țintit pentru cei mai vulnerabili. Cei mai vulnerabili. Noi și-o recunoaștem, iarna trecută, noi cam am dat, știți că este expresia aceea, din helicopter. Da, am dat la toți. Suport. Bine, dar nici bugetul nostru nu-i sac da, profund. Dar și nu este bine, am dat la toți, pentru că n-a fost timp să elaborăm mecanismul cum să-l țintești. Acum timp este, Ministerul Muncii și Protecției Sociale lucrează asupra mecanismului, să-l avem, așa ca ajutorul să ajungă în primul rând la cei mai social vulnerabili, cei care au nevoie. Da, că vorbim de resurse energetice, că vorbim de alt pachet social și așa mai departe. O altă mare problemă
care este resimțită de o parte a societății, resimțită la modul serios. Dumneavoastră nu cred că resimțiți șocul creșterii prețurilor la carburanți, pentru că vă deplasați cu mașina de serviciu, dar foarte mulți conducători auto. Eu când văd cum sare în fiecare zi, credeți-mă că nu mă simt confortabil deloc. Dar cum poate fi rezolvată această problemă? Oare nu există mecanisme care ar putea cumva tempera aceste creșteri? Vă spun sincer, așa cum este, da? Marja comercială, când mecanismul și formula e foarte simplă. Marja comercială e de 2,60 lei, pare mi se. Da, ceva de 68, dacă nu greșesc. Da, e cea mai mică în zonă. Problema principală este războiul și acum, da, sancțiunile care au fost sau se planifică sau deja sunt introduse asupra exporturilor anume la petrol și la motorină și la benzină și așa mai departe. Plafonarea accizelor nu este o soluție? Este, dar trebuie să răspundem la întrebarea iarăși aici, da? De asta mergeți pe o mașină modestă, n-am să dau marca acum, să nu facem reclamă, versus unul care are nu știu câte mii de cai putere sub capotă. Întrebarea. Da, trebuie noi, e corect să beneficieze și cel care are o dita mai hergelie de cai sub capotă și unul care e un pensionar. Eu cred că nu e corect. Da, noi trebuie să discutăm acum, să colegii mei gândesc un astfel de mecanism. Trebuie iarăși aici să țintim. Da, țintim către cei care au anumit tip de mașină. Sau țintim către cei care folosesc transportul public. Iarăși agricultorii au nevoie, în primul rând, de susținere. O abordare. Agricultorii sunt de acord. Acum, noi le spunem agricultorilor. Dar noi trebuie să alegem. Avem o anvelopă, da? De un buget. Iar că din anvelopa asta trebuie să majorăm pensii, să majorăm salarii, da? Să investim în satul european. Și am redus cu 30% acciza. Acum, întrebare. De unde luăm? Luăm de la pensionari? Să nu spună că operez cu... că dau vina pe altceva. Nu. Ai datele problemei. Ei de la satul european? Spunem, domnule, nu mai investim. Da? Vă permitem? Am zis, da, putem exporta pentru că prețurile sunt competitive pe exterior. Dar asta noi putem face acum. Am majorat bugetul pentru subvenții, da? Am oferit posibilitate pentru a lua împrumuturi pentru lucrările agricole, pentru că înțelegem, acum trebuie să, în primăvară trebuie să facem fuzii, să facem lucrări și așa mai departe, toate lucrurile astea. Deci noi suntem într-un anumit parametri bugetari. Dar, repet, cu benzina, mi-a spus. Da? Deci noi vom decide cum facem. Dăm la toți și cel cu mașină scumpă și cel cu mașină modestă și cel care folosește transportul public să beneficieze. Deci trebuie de comensurat astfel că la cei mai vulnerabili să ajungă... Doar pe perioada stării de urgență sau... Bine, atâta timp cât o să fie război, cam asta o să fie starea de urgență. Noi sperăm foarte mult să cel puțin să oprească ostilitățile și atunci să calmeze și piețele și să... Vedeți, urmăresc, chiar azi am văzut la un canal de știri european că parcă s-a ajuns la un acord privind exportul de cereale din porturile din Odessa. Da. Turcia, Rusia, Ucraina cu medierea Organizației Națiunilor Unite, parcă au convenit o modalitate. Bine, pe de altă parte, Ucraina acuză Turcia că am citit și eu. A început am să cumpere eu. Grâul pe care rușii îl fură de la Ucraine. Am citit și eu. Important e acum să ajungă la o înțelegere, să oprească focul și să nu mai sufere sărmane oameni. Da, astăzi se împlinesc 100 de zile de la începutul acestui război sângeros pe care Rusia îl duce în Ucraina. E o realitate terifiantă la hotarul Republicii Moldova. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, anunța acum 2 zile, dacă nu greșesc, zilnic în Ucraina mor între 50 și 100 de militari, alții în jur de 500 sunt răniți, dar aici trebuie să preamintim telespectatorilor că armata rusă a omorât în Ucraina mii de civili, femei, copii, bătrâni,
orașe, localități întregi, rase de pe fața, de pe fața pământului. Cum poate fi oprită această barbarie, această crimă pe care o comite Rusia lui Putin în Ucraina? Aici marile puteri, da, trebuie să, puterile occidentale trebuie să-și joace rolul, să ajute în primul rând poporul ucrainean. Toți trebuie să ajutăm, toți cu ce putem să-l ajutăm. În special cei care economic și militar își pot permite lucrul ăsta. De establishmentul și conducerea Rusiei îmi vine greu să spun ce i-ar determina să oprească acest măcel, acest război care e inimaginabil. Noi nu nicio minte sănătoasă cred că nu admitea când 2022 se întâmplă așa ceva în centrul Europei. Eu foarte mult sper că toate aceste chemări, toate aceste acțiuni care se fac vor determina într-un final cel puțin oprirea ostilităților. Pentru că și o parte și alta plătește un preț foarte scump. Chiar dacă propaganda mai camuflează și înțeleg că cei care sunt înrolați sau chemați sub arme de la periferii și nu din centrele urbile, mă refer la Federația Rusă. Da, în special din regiunea Buratea, cea mai săracă. Da, de la periferii care mai puțin da, se pot expune sau, și așa mai departe. Dar solidaritatea lumii occidentale, asta e condiția primordială și toți fim alături de poporul ucrainean care, într-adevăr, plătește un preț enorm și noi încă probabil multe lucruri nu le știm din acele atrocități care s-au întâmplat acolo și cu timpul sunt sigur că o să le aflăm. Noi putem dormi liniștiți sau pericolul nu a trecut? Mă refer la Republica Moldova, pericolul pentru Republica Moldova. Am spus-o și mai repet. Noi trebuie să rămânem vigilenți. Și atenția noastră este îndreptată în primul rând spre Odessa. Odessa, Nicolaev, și credeți-ne, urmărim permanent ce se întâmplă acolo. Suntem în contact permanent cu colegii din Ucraina și pe dimensiunea externă și pe dimensiunea parlamentară și alte dimensiuni de securitate. Deocamdată este imprevizibil ce s-ar putea întâmpla. Deocamdată teatrul acțiunilor militare este concentrat în est. O spunem așa cum este. În zona Odesei nu observăm o activizare, da? O înrăutățire a situației. Pe de altă parte, insula Șerpilor este fortificată. Este fortificată insula Șerpilor. Urmărim și noi din surse deschise, din surse mai puțin deschise, facem schimb de informații. Pentru moment, noi nu vedem pericolul escaladării. Dar, bineînțeles, suntem pregătiți, pentru că primul lucru care să-l resimțim astăzi să fie valul de refugiați și aici sunt și protocoale și scenarii, cam câți calcule, cam câți o să fie, unde o să vină și așa mai departe. Experiența primului val ne-a întărit, i-ați văzut, în ziua de joi am ratificat acordul cu Frontex-ul, a fost un moment de ipocrizie pentru opoziția din Parlament, care căta nod în papură, că nu cumva asta e un contingent militar și n-am ratat ocazia să le amintesc, să-și amintească că noi avem o cojemite armată aici străină de 1200 de militari străini și 20.000 de tone de muniții. Dar Frontex-ul e o misiune civilă. Evident că e civilă și tot căutau, dar e cu ce o să vină? Că nu, zic, nu o să vină cu submarini, nu o să vină, o să vină cu echipamentele lor din dotare și o să stea, o să asiste polițiștii noștri de frontieră la linia verde, la trecerile de frontieră, așa cum a făcut-o și în alte țări. Spuneți dumneavoastră că Republica Moldova, autoritățile, instituțiile, abilitate competentă rămân în continuare vigilente. Ce înseamnă acest lucru? Cum ne pregătim noi pentru o ipotetică escaladare situației? Pentru că am văzut chiar astăzi în presă un general ucrainean, totuși nu exclude faptul că armata rusă va încerca totuși să asigure acest coridor până la Nistru, până în regiunea transnistreană. Dar nimeni nu știe dacă rușii se vor opri la Nistru sau vor traversa Nistrul pe malul drept.
Cum se pregătesc instituțiile statului? Instituțiile sunt pregătite. Sunt diferite scenarii, nu pot să vă le spun pentru că ține de secretul de stat. Sunt diferite scenarii într-o situație când lucrurile escaladează pe teritoriul ucrainean, în proximitatea noastră, în alte situații și așa mai departe. Dar în ce măsură aceste scenarii vor putea fi realizate sau vor da roade în condițiile în care armata noastră, de exemplu, este foarte prost dotată? De asta ați auzit, probabil, și acele disponibilități de a fi ajutați. Disponibilitate există. Disponibilitate de a fi ajutați. Da, pentru a consolida capacitățile noastre de apărare. Atunci, noi, ce așteptăm? Noi le analizăm, o să analizăm fiecare ofertă, invitație în sensul ăsta, pentru a flanca, a ajuta pe militarii noștri cu tot ce este necesar. Detalii și decizii finale încă nu sunt, noi discutăm. Se fac analize, știu că se fac analize în cadrul Ministerilor de Forță și la timpul potrivit noi o să luăm deciziile necesare. Deci nu excludeți că Republica Moldova la un moment dat ar putea apela la ajutorul partenerilor și mai repet, din Occident după 24 februarie armament. Toate țările, dar toate țările și Moldova nu este excepție, noi suntem obligați să ne întărim capacitățile noastre de apărare. Dar acest lucru neutralitatea trebuie făcut foarte rapid, pentru că timpul neutralitatea trece, nu este o decorație, neutralitatea trebuie apărată și cât, vorba aia, ai atâta securitate și apărare cât investești în apărare. Lecția asta trebuie învățată. 30 de ani de zile armata a fost prioritizată așa cum a fost prioritizată. Acum, da, din nevoie va trebui să și obligația noastră să ajutăm și armata, și poliția de frontieră, și poliția noastră, și serviciul de informații și securitate. Deci tot blocul de apărare și inteligență pentru a spori capacitățile noastre de apărare. Și în contact permanent cu vecinii noștri. Deci sporirea capacităților de apărare, dotarea armatei tot naționale, aici. E o prioritate absolută astăzi? Absolut. Absolut. Asta e prioritatea noastră, în special în condițiile în care ne aflăm acum. Vreau să vorbim un pic și despre Cuciurgan. Am văzut că există o decizie deja, iarăși a fost prelungit contractul pentru încă o lună de zile. Este adevărat că s-a negociat, noi le-am oferit autorizația de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița și ei ne livrează energie, contracost, evident, pentru încă o lună de zile? Da, lucrurile sunt cam așa. De ce? Pentru că noi trebuie să folosim această oportunitate. Bineînțeles, noi ne-am dorit un contract de lungă durată. Partea aceea nu prea dorește să facă lucrul ăsta și atunci noi nu vedem necesitatea de a răspunde la doleanțele pe care le formulează ei. Poate e nevoie de mai multă presiune depus pe cei de la Cuciurgan în condițiile în care regiunea separatistă traversează o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic, iar Cuciurganul nu are unde livra energie electrică decât pe malul Drei. Eu cred că îi înțeleg foarte bine. Aici probabil mai ține și de faptul gradul lor de independență de a lua anumite decizii. Dar eu admit că îi înțeleg momentul în care îl parcurg în prezent. Ucraina, spre exemplu, are o, în virtutea, mă rog, situației legate de război, are un surplus de energie electrică, exportă și atunci o parte noi procurăm de la ei. 30%. 30%. Suntem în contact permanent cu ei și asta este un subiect de gândit pentru cei de la Cuciurgan. Și da, noi o să continuăm, suntem de acord să cumpărăm de acolo, nu la prețuri exorbitante, nici într-un caz, dar cred că mesajul a fost înțeles, așa, din ce pot eu să spun acum la moment. SIS-ul are un nou șef, Alexandru Musteaț, l-a înlocuit pe Alexandre Saulenco. De ce s-a întâmplat acest lucru? Nu mai face față lucrurilor domnului Saulenco? Domnul Saulenco i-a expirat mandatul,
E expirat mandatul? Păi da, în 2019 a fost. Nu, era expirat. Asta mi s-a prezentat informații. Dânsul a depus cerere de demisie. A zis că are o nouă ofertă. Noi dorim să reformăm SIS-ul. Are nevoie de reformare serioasă SIS-ul? Da, are nevoie. Această instituție trebuie consolidată, capacitată. Noi am recurs la această schimbare, da, la inițiativa propunerea doamnei președinte, pentru că implementăm prin faptul că un civil, accentuez, un civil se află în instituția Serviciului de Informare și Securitate, asigură și un control, inclusiv un control civil asupra acestei instituții. Fără a face referință la predecesorul domnului Musteață, asta e standardul care se aplică și în Uniunea Europeană. Există în fruntea instituției un civil, există un vice care este din tagmă, din instituții, care asigură continuitatea, memoria instituțională și așa mai departe. Iar funcția domnului director nou desemnat este una din priorități, așa cum a declarat, este să contribuie la reformarea acestei instituții. Există deschidere din partea partenerilor de dezvoltare să ne ajute în acest sens. În special acum în condițiile războiului, invaziei Federației Ruse în Ucraina. Rolul acestei instituții crește esențial și pe dimensiunea contraspionaj, și pe dimensiunea evaluării antiteror, și pe dimensiunea evaluării pericolilor militare din zonă, regiunea transnistreană și așa mai departe. Deci această instituție și analizele pe dimensiunea crimilor economice. Are nevoie și de instrumente în plus. Instrumente, noi, știți, sunt instrumente pe care le folosesc și serviciile de inteligență a statelor europene. N-am să le dau acum, ele sunt cunoscute, dar aceste instrumente trebuie oferite serviciului de inteligență atunci când ai certitudinea că ele nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele conform legii. Așa o să permiteți să formulez la această etapă. Noi avem aceste idei, aceste recomandări de la partenerii omologii noștri în alte parlamente, pentru controlul parlamentar este foarte important. Și într-adevăr trebuie să avem certitudine, oferind un instrument în plus pentru, nu știu, combaterea influențelor străine, imixtiunilor străine, finanțarea partidelor politici, spre exemplu, din exterior, sau anumitor grupuri de interese, da, care aduc, sunt un pericol la securitatea statului. Noi trebuie să avem certitudinea că instituția este reformată și, cum spuneam, este deschidere din partea partenerilor de dezvoltare să ajute la acest proces, să ne prezinte modelele care sunt, instrumentele, securitatea cibernetică e foarte actuală. Da, mai ales securitatea cibernetică. Absolut, în special în această perioadă. Și există și sprijin din partea partenerilor noștri occidentali. Da. Uniunea Europeană a anunțat că va sprijini foarte mult Republica Moldova în acest domeniu. Ați menționat finanțările ilegale, influențele externe. Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, a fost săltat de procurori într-o dimineață. A fost luat la întrebări, i s-au adus la cunoștință 4 capete de acuzare, îmbucățire ilicită, finanțarea ilegală din partea unui grup, din partea unei grupări criminale organizate, trădare de patrie. Domnia sa, evident, pledează nevinovat, prezumția nevinovăției este garantată fiecărui cetățean. Dumneavoastră personal, ce așteptări aveți de la acest dosar, dosare care au fost inițiate și dacă în continuare credeți că procurorii de această dată vor da dovadă că, sau vor demonstra că instituțiile statului încep cu adevărat să muncească sau aveți anumite semne de întrebare? Eu vreau ca de fiecare dată când procuratura și când vine în Parlament, pentru că eu, virtutea funcției, a trebuit să asist cumva și să moderez și niște ridicări de ridicarea imunităților în cazul câtorva parlamentari.
Le-am spus-o și în Parlament și în cadrul comisiei. Eu am asistat mai mult, am asistat ca să mă asigur că totul decurge fără incidente, fără abuzuri. Finalitate. Pe de o parte, finalitate, pentru că noi, din păcate, în istoria, cel puțin a experienței mele în calitate de parlamentar în 2019, noi am mai văzut descinderi și ridicări de imunități fără finalitate și ulterior cu scuze încă aduse de... E bine, au venit unul după și-a solicitat ridicarea imunității și a cerut scuza altul, așa ca să nu dăm nume. Dar noi și cetățenii vor finalitate. Da? Nu doar descinderi, să nu le spunem altfel, care trezesc nu știu ce așteptări și așa mai departe. Lumea vrea să vadă o finalitate în combaterea corupției. Acum, în cazul care l-ați menționat dumneavoastră, a fostului președinte, noi dorim să vedem un proces cap-coadă. El să aibă dreptul la apărare, dar e evident că este de interes public, presa să stea cu ochii pe acest proces, partenerii de dezvoltare să monitorizeze, așa cum au monitorizat și alte procese de rezonanță, dar trebuie să aibă finalitate. Și cei care s-au îmbogățit ilicit, care nu pot justifica toată viața muncind într-o funcție publică, de unde atâtea bunuri și averi și așa mai departe. Argumente că am văzut, uneva haios era la întrebarea domnului, dar ce l-a apucat pe ruda aia să începe a consuma procurs, recipise în cauza emoțiilor, în dimineața zilei. Argumentul cu emoția nu prea rezistă. Eu spuneam colegilor că bine că în Parlament am renunțat la proiecte pe hârtie, da? Am trecut la tablete și totul electronic, să nu aibă cineva indigestie cumva în Parlament. Nu ține argumentul ăsta. Dar, cum am spus, dorim tuturor participanților, justițiabililor, da, să aibă parte de un proces corect, să-și prezinte argumentele, contraargumentele, dar v-ați gândit, final... V-ați gândit pentru o clipă măcar că anumite grupări de pe interiorul procuratorii, grupări despre care se vorbește în spațiu public, eu nu am probe, nu cunosc acest lucru, ar trage anumite sfori, ghidați de anumite vicuri fugare? Eu am spus și o spun și la dumneavoastră, dacă cineva, cum spuneți dumneavoastră, grupări, încearcă să nu știu, să interpreteze ceva sau să creeze aparențe, senzația că se întâmplă ceva fără finalitate, reacția noastră o să fie pe potrivă. Reacția o să fie potrivă, pentru că noi nu am luptat atâția ani pentru fumigenii. Ce înseamnă noi, pe potrivă? Nu, vom interveni, așa cum intervenim acum cu vetting-ul, da? Așa cum foarte dur, îmi pune întrebări. Noi am pus întrebări și atunci când eram opoziție, cu atât mai mult acum o să ne permitem să punem întrebări, dacă o să vedem că lucrurile sau probatoriu sau argumentele nu au fost suficiente sau s-au risipit în instanță. O să spună că este și partea de responsabilitatea judecătorilor. O să urmărim foarte atent ce fac și judecătorii. Dar finalitatea trebuie să fie una. Oamenii trebuie să vadă că cei și apropo, repet, așteptările față de dosarele mari de rezonanță legate de furtul miliardului, legate de Landromat, de cei care stau ascunși prin jurisdicții, da, de aeroport, de gările auto, de metal feros, de consulatul de la Odessa. De multe alte lucruri rămân valabile și rămân în așteptările noastre a cetățenilor. Da, Igor Dodon, foarte scurt, Igor Dodon spune că ar fi o comandă politică. Intenționați, guvernarea vrea să lichideze opoziția, mai vede și mâna americanilor aici. Da, Igor Dodon are o opinie prea bună și prea grandioasă despre persoana sa și această, cum să zic eu, conspirație internațională. Vreau să-i spun că lumea acum e ocupată cu totul alte lucruri, are mult mai importante priorități, criza de securitate, războiul, criza alimentară și așa mai departe. Eu sunt de parte de părerea și de gândul că dumnealui face parte din preocupările marilor puteri.
Pangela Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, a reacționat și ea astăzi, acu seara am văzut, și-a exprimat speranța că sub sloganul luptei împotriva corupției în Republica Moldova nu vor fi eliminate forțele atenție care pledează pentru dezvoltarea unor relații de prietenie reciproc avantajoase cu Rusia. Citez, ne dorim și sperăm că guvernarea de la Chișinău are suficientă inteligență să evite acest drum, să asigure o justiție corectă fostului președinte cu respectarea tuturor drepturilor, a conchis Zaharova. Da, deci Rusia, care vorbește despre independența. Nu are grijă de noi, grija maternă, da, are grijă cu noi. Eu vreau să răspund foarte simplu că este o chestiune internă a Republicii Moldova, în primul rând. Și Republica Moldova și instituțiile de Republica Moldova și noi, cei care urmărim aceste procese, aceste lucruri, sigur că vom insista să fie tot corect. Da. Și nu de aia că cineva se uită de la Kremlin. De aceea că noi ne dorim un astfel de sistem în Republica Moldova. Ceea ce noi am aștepta, mai puțin declarații belicoase la adresa Republicii Moldova din partea generalilor și altor exponenți ai blocului de forță. Iată, aceste gesturi sunt departe de a se încadra în ceea ce se numește relații prietenoase. Este nu fac parte din relații prietenoase. În rest, Republica Moldova a demonstrat că este, cel puțin noi am demonstrat că suntem predictibili, consecvenți. Și de când, chiar de atunci când emisarii Kremlinului au fost aici în 2019, noi le-am transmis foarte clar. Noi ne dorim o societate democratică, europeană. Și noi nu o să schimbăm vectorul nostru și nici n-am schimbat conjunctural 4 ani într-o parte, 4 ani în altă parte. Vectorul, cum ai făcut alți parteneri, da, și forțe pe care le simpatizează colegii de acolo. Și noi solicităm respect față de poporul Republicii Moldova, care în cel puțin în ultimele 2 alegeri a ales vectorul de integrare europeană a Republicii Moldova. Nimic mai mult nu așteptăm. Noi suntem o țară care nu amenințăm pe nimeni. Ajutăm, facem cel mai bun lucru care putem să-l facem acum, ajutăm poporul ucrainean. Apropo, vorbitorii de limba rusă se simt foarte bine în Republica Moldova. Au zis că nu au nevoie de mare de a fi eliberați. Ei sunt integrați și sunt confortabili în Republica Moldova. În Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Nu mai avem timp, din păcate. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune.